Bună ziua! Vă prezentăm situația din acest moment cu privire la organizarea alegerilor. Îi dau cuvântul domnului secretar de stat Bogdan Despescu. Mulțumesc, domnule ministru! Bună ziua tuturor! În perioada campaniei electorale au fost organizate 1373 de manifestări electorale pentru care am dispus măsuri de ordine publică, nefiind înregistrate incidente. Tot în această perioadă au fost înregistrate 1003 sesizări cu caracter electoral, până în prezent fiind întocmite 295 de dosare penale și aplicate 348 de sancțiuni contravenționale. În această după-amiază, împreună cu Ministrul Afacerilor Interne, domnul Ion Marcel Vela, am organizat o videoconferință cu prefecții și șefii structurilor centrale și teritoriale din Ministerul Afacerilor Interne. În urma colectării datelor din teren, putem să vă informăm despre faptul că s-a finalizat procesul de distribuire a materialelor necesare votării, buletinelor de vot, inclusiv materialelor sanitare. Nu au fost semnalate probleme deosebite. La acest moment, suntem în procedură de preluare în pază a celor 18.794 secții de votare. Continuăm cu activitățile în referire la vizele de reședință. După cum bine știți, în ultima perioadă au fost înregistrate un număr mai mare de vize de reședință, fapt pentru care au fost necesare măsuri suplimentare, inclusiv verificări în teren. Atenționăm persoanele care au solicitat aceste vize în scop electoral că personalul Ministerului Afacerilor Interne este la datorie și acolo unde se vor constata încălcări ale normelor legale, se vor depune măsuri în consecință. În final, vă informez că pe timpul nopții, personalul Ministerului Afacerilor Interne va fi la datorie și va acționa pentru prevenirea oricăror incidente și pentru protecția secțiilor de votare. Vă mulțumesc! Vreau să fac și eu câteva precizări. Am luat câteva decizii importante pentru a asigura derularea procesului electoral în cele mai bune condiții. Așa cum știți, organizarea alegerilor prezidențiale de anul trecut a fost organizată de către Ministerul Afacerilor Interne la cel mai înalt nivel. În acest sens, și la aceste alegeri, am dispus constituirea de zone speciale de intervenție în 689 de localități, în toate județele țării. Pentru acest lucru, am evaluat împreună cu specialiștii din minister patru criterii. Istoricul incidentelor, incidentele actuale din campania electorală, vizele de flotant, cât și datele și informațiile deținute, fie de către Ministerul Afacerilor Interne, fie care s-au regăsit în spațiul public în surse deschise. O a doua decizie pe care am luat-o a fost cu privire la constituirea unor echipe operative și rezerve de intervenție în fiecare județ, astfel încât la orice apel la 112, la orice incident, să fim prezenți în cel mai scurt timp. Totodată, la fiecare nivel de inspectorat județean, așadar în fiecare județ din România, sunt echipe care vor monitoriza și vor îndruma inspectoratele județene. Încă din data de 25 am detașat 82 de ofițeri de la nivel central la nivel județean în misiune de monitorizare și îndrumare. În altă ordine de idei, la nivelul zonelor care sunt formate între 4 și 5 județe, vor activa echipe de control din cadrul Corpului de Control al Ministrului Afacerilor Interne, împreună cu colegi din Corpul de Control
de la IGPR sau de la frontieră sau de la jandarmerie, astfel încât aceștia vor verifica modul în care își îndeplinesc angajații Ministerului misiunile pe care le au în competență. La nivel de minister va funcționa o grupă de coordonare până la încheierea procesului de votare, iar la nivel județean o grupă operativă care va coordona toate activitățile, astfel încât orice incident, orice contravenție, orice infracțiune să fie evaluată și tratată în mod operativ. Ca și la alegerile prezidențiale, mass media va avea acces, începând de dimineață până la finalizarea procesului electoral, în Centrul Național de Conducere Integrată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, așa cum ați avut și la alegerile prezidențiale. Totodată, mâine, în ziua votului, Ministerul Afacerilor Interne va face declarații de presă la orele 9, 12, 15, 18, pentru ca toți românii să fie la curent cu derularea procesului electoral. Vă asigurăm că Ministerul Afacerilor Interne este la datorie și procesul electoral se va desfășura în cele mai bune condiții. Vă mulțumim și vă dorim multă, multă sănătate!